Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la emisiunea Reflector Analitic. Astăzi ne-am propus să discutăm despre cel de-al 12-a congres, sau mai bine zis, ediția Congresului Mondial al Familiilor, ce urmează să desfășoare în perioada 14-16 septembrie la Chișinău. Salutăm prezența în studio a domnului Corneliu Popovici, consilier al președintelui Republicii Moldova în domeniul educației, culturii și cercetării. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Bine am găsit! Și a protoireului Iulian Rață, parohul Bisericii Sfânta Treime, din satul Lucașeu, Caraionul Orhei. Bună seara și bine ați venit! Bine v-am găsit! Domnule Popovici, haideți să deschidem un pic parantezele și să ne spuneți în ce constă, de fapt, acest Congres Mondial al Familiilor și de ce tocmai Chișinău? Este un for important, un for mondial. Acest congres este susținut de mii de organizații, de zeci de mii de membri, adepți, și de asemenea acțiunile promovate de acest for sunt susținute de milioane de oameni de pe întreg glob pământesc. Aș vrea să menționez că la Chișinău, după cum am spus și dumneavoastră, va avea loc a 12-a ediție. Anterior a avut loc în mai multe orașe din lume, începând cu Sydney în Australia, Amsterdam, în Mexic, în Georgia, în Budapesta și în multe alte țări ale lumii. Respectiv este un forum de rezonanță, un forum care atrage atenția practic întregului glob pământesc. Deoarece subiectul central care este discutat este unul cheie, este unul foarte important atât pentru Republica Moldova, cât și pentru foarte multe țări ale lumii. Deoarece în centrul atenției va fi familia, problemele cu care se ciocnește familia contemporană, perspectivele, depășirii unor probleme și, fără îndoială, identificarea unor soluții. La forul din la Chișinău vor participa peste 2000 de participanți, vor fi din peste 40 țările lumii, inclusiv Africa, America Latină, Asia, Europa Occidentală, Europa Orientală, etc. De ce anume la Chișinău? Deoarece, în primul rând, este o inițiativă a șefului statului, a domnului președinte Igor Dodon, care, fiind conștient de problemele cu care se ciocnește familia în Republica Moldova, a demarat pe parcursul anului 2017-2018 un șir de acțiuni în susținerea familiei. Acțiune de ordin legislativ, modificarea cadrului normativ, inițiative sociale, inițiative științifice, cum a fost conferința de rezonanță care a fost la Academia de Științe. Deoarece în Republica Moldova, la etapa actuală, familia este destul de puternic afectată, atât de gravele probleme care însoțesc Republica Moldova în parcursul ultimilor 27 de ani de ordin social-economic, cât și gravele probleme de ordin spiritual, moral, cultural. Da, iată aici. Familia trebuie să fie susținută. Familia nu poate să nu fie susținută, deoarece este temelia societății noastre. Vom avea o familie sănătoasă, o familie durabilă, vom avea și o societate. De asemenea, aș vrea să menționez că sunt și alți factori, de ordin, să spunem așa, subiectiv, cum ar fi invazia din ultimul timp a unor idei, a unor ideologii antifamilie care sunt promovate în societatea noastră și care afectează destul de mult instituția familiei din țara noastră. Aceste ideologii, de asemenea, trebuie să primească un răspuns competent din partea cercurilor științifice, din partea societății civile și, fără îndoială, din partea marei majorități a cetățenilor Republicii Moldova, care susțin familia tradițională. Și cred că, prin intermediul Congresului, noi vom identifica aceste soluții. Părinte, la acest congres participă mai mulți politicieni, demografi, cercetători în diferite domenii. Cei care ne vizionează la această oră s-ar întreba care este poziția bisericii raportată la familie. Iată, domnul Popovici spunea că într-un fel sau altul este atacată. În primul rând vreau să vă mulțumesc din tot sufletul pentru această invitație și pentru această posibilitate de a vorbi despre valoarea familiei
și cu atât mai mult despre valoarea familiei creștine, unde este interesul bisericii față de acest subiect, este încă din cele mai vechi timpuri. Și noi știm destul de bine că familia este una dintre cele mai importante instituții care au existat vreodată. Și de la început, de când Dumnezeu a creat cerul și pământul, a creat pe bărbat și a creat-o pe femeie, pe Adam și pe Eva. Și aici aș sublinia acest lucru, pentru că n-a creat pe Adam și pe Adam, ci a creat pe Adam și pe Eva, bărbat și femeie. Și această primă familie formată din bărbat și din femeie a fost binecuvântată de Dumnezeu pentru ca să înmulțească neamul omenesc. Și creșteți, să stăpânească pământul. Și vă înmulțiți și stăpâniți pământul. Și noi știm destul de bine că doar o relație dintre un bărbat și o femeie poate să ducă la îndeplinirea acestei porunci lăsate nouă de către Bunul nostru Dumnezeu. De aici este interesul sporit a Bisericii față de instituția familiei, față de promovarea instituției familiei, și noi cu mare drag salutăm această inițiativă și ne bucurăm din tot sufletul și din toată inima pentru faptul că statul Republica Moldova, organele de stat ale Republicii Moldova, conștientizează valoarea familiei și printr-un șir de acțiuni, inclusiv și congresul despre care tocmai vorbim, vin pentru ca să promoveze valoarea familiei. Și zic că este salutabil un parteneriat sănătos în acest sens, un parteneriat care poate aduce roade foarte concrete. Părinte, pentru că sunteți în mijlocul ienoreașilor zi de zi, iată, cineva ar zice că nu există o tradiție în tocmai prea sănătoasă în ceea ce privește familia în sensul ei clasic. E așa? Și cum trăiește, iată, ienoreașii de la Lukașeuka? Nu este adevărat că nu există o tradiție, există o tradiție foarte bine întemeiată. Familiile când se concep știu marea lor misiune de a crește și de a mulți și de a stăpâni pământul. Tinerilor nu le este frică de căsătorie, de familie? Ba da, le este frică de căsătorie și este o rană deschisă a noastră și este teritoriul unde biserica trebuie să se implice foarte și foarte bine și unde trebuie să lucreze foarte bine pentru a le explica tinerilor atât valoarea familiei, cât și responsabilitățile pe care acești și le asumă în momentul în care întemeiază o familie. Spre exemplu, o familie tânără s-a căsătorit și crede că dacă ei divorțează, nu afectează cu nimeni pe nimic această decizie. Nu. Datele psihologilor spun cu totul altceva. Prima problemă care afectează drastic activitatea copiilor este nimic altceva decât moartea unuia dintre părinți. Iar a doua după moartea unuia dintre părinți este divorțul. La indicii divorțului sunt îngrijorători în același sunt mai mult decât îngrijorători, o să vorbim probabil pe parcurs despre aceasta, sunt mai mult decât îngrijorători. Și atunci fiecare familie distrusă prin avort scade din frumusețea familiei, scade din viitorul țării, iar copiii care vor crește în familiile dezbinate nu vor mai avea fericirea și bucuria de a primi educația de la mamă și de la tată. Sau vor fi educați de către bunei, sau vor fi educați de către stradă, sau vor fi educați de către televizor. Și atunci aici avem de pierdut foarte mult dacă nu ne trezim ca să le amintim tinerilor despre responsabilitatea pe care și-au asumat-o în momentul în care au primit taina Sfintei Cununii și să înțeleagă că nu este pur și simplu un gest liturgic care s-a săvârșit asupra lor, ci este o invocare a lui Dumnezeu asupra familiilor, iar prin această invocare aceștia au primit nu doar binecuvântare, dar și putere de a lupta cu toate încercările și cu toate ispitele vieții lor. Domnule Popovici, în forma clasică, familia este numită acea celulă a societății. Iată, părintele făcea referire la starea reală de lucruri care se confruntă zi de zi acolo. De ce? Iată, pomeneam de acei indici ce ne caracterizează, de fapt, sau este o radiografie a ceea ce se numește divorț în țara noastră. Pe de o parte vrem familii sănătoase, pe de altă parte statisticile sunt îngrijorătoare. Înainte de asta aș vrea să menționez că, părintele a vorbit din perspectiva bisericii ortodoxe. Eu aș vrea să menționez că și din punct de vedere al Constituției Republicii Moldova, articolul 48, familia este, conform acestui articol, familia constituie elementul natural și fundamental al societății și are dreptul la ocrotirea din partea societății și a statului. De asemenea, în același articol al Constituției Republicii Moldova este menționat că familia se întemeiază pe căsătorie liber consimțită între bărbat și femeie.
Asta este prevederea Constituției Republicii Moldova. Respectiv, dacă noi suntem cetățeni loiali ai Republicii Moldova, noi nu putem să nu ținem cont de prevederile constituționale. Respectiv, statul este obligat să ofere susținere familiei, care este acel nucleu al societății noastre, este acea matrice existențială a societății moldovenești, este acea dimensiune ontologică a existenței moldovenilor pe parcursul a sute de ani. Și avem această susținere? Și la etapa actuală, în condițiile când familia este puternic afectată de un șir de procese, cum ar fi depopulare, problemele migrației în masă, cum ar fi creșterea numărului divorțurilor, care a menționat părintele, avorturilor, nesiguranța socială a familiei, statul este obligat să se implice în susținerea familiei. Cu părere de rău, în ultimul timp, această susținere din partea statului nu este cea cuvenită pentru familiile noastre, în special pentru familiile tinere, în special pentru familiile cu mai mulți copii. De aceea, ca urmare a acestei sărăcii care ne macină pe parcursul a multor ani, iar sărăcia se datorează în special unei guvernări ineficiente în societatea noastră, deoarece nu există țări bogate, țări sărace, ci există țări bine guvernate și țări puțin guvernate, această sărăcie afectează foarte puternic familia, inclusiv reprezentând și un factor care duce la nedorința tinerilor de a crea familii sau duce la falimentarea tinerilor familii create. Împărtășiți același punct de vedere că tinerilor le este frică să facă o familie? La etapa actuală, conform datelor statisticii oficiale, numărul căsătorilor în Republica Moldova scade. Scade în fiecare an. În același timp se menține o constantă destul de neplăcută în ceea ce privește numărul de divorțuri. Adică în jur de 50% din căsătoriile din Republica Moldova se destramă. Am avut ani când au ajuns la 64%. Respectiv, este nevoie de o susținere din partea statului. Președintele Republicii Moldova a ieșit în acest an cu mai multe inițiative, inclusiv cu inițiativa ce ține de capitalul matern, care are ca scop să susțină tinerile familii. Cu părere de rău, nu a fost susținută inițiativa din majoritatea parlamentară. Au fost și alte inițiative. O altă problemă care afectează familiile și care duc la nedorința tinerilor de creare sau care, a familiilor, sau care duc la creșterea numărului de avorturi, la destrămarea familiilor tinere, este educația precară din societatea tinerilor noștri. Sunt foarte mari lacune la acest capitol. Cu părere de rău, se promovează inclusiv în școli unele non-valori preluate din străinătate și sunt neglijate adevăratele valori care au existat în societatea noastră și continuă să există și care poate să ofere o familie sănătoasă. Conform statisticilor existente, un număr destul de mic de divorțuri sunt în satele noastre. Încă sunt în satele noastre unde s-au păstrat adevăratele valori, valori care ne caracterizează identitatea noastră culturală și civilizaționistă. De aceea, la etapa actuală, statul are foarte multe obligațiuni în fața familiei, deoarece aceste obligațiuni nu sunt îndeplinite, tinerii noștri și familiile se destramă, inclusiv plecând din țara noastră. Eu cred că la etapa actuală este nevoie de elaborat un program național, prioritar, social, de susținere socială a tinerilor, de susținere socială a tinerilor familiei și în genere a familiei în Republica Moldova. Și la cele spuse, maestru, aș vrea să vin și eu cu o remarcă din partea noastră la ceea ce ține de confrații noștri, de rolul și misiunea Bisericii Ortodoxe. Ultima perioadă de timp chiar se vorbește foarte des despre educația adulților. Ori Biserica Ortodoxă are această mare misiune de a învăța și porunca Mântuitorului nostru Iisus Hristos a fost drept aceea mergând învățați toate neamurile. Și cred că Biserica ar reuși să fie un partener de credere în educația tinerilor și fiecare preot în parohia sa,
se zicea ceva mai înainte despre localitățile rurale, în mod special, fiecare preot care își cunoaște creștinii săi, care își cunoaște fiii săi duhovnicești, copiii care se nasc, cresc, sunt botezați, sunt cununați de același preot, preoții să lucreze cât de mult se poate cu aceste familii, pentru ca să le ajute în mod special sub latura moral-spirituală. Zicea foarte frumos în vechime Iustinian, care vorbea despre simfonie, despre stat și biserică, și el zicea frumos în felul următor: atunci când statul se ocupă de bunăstarea materială a cetățenilor săi, iar biserica se ocupă de bunăstarea spirituală a creștinilor săi, în momentul acela se poate reuși să ajungem la o simfonie și la aceea ca omul să ajungă să trăiască fericit în țara, în statul din care face parte. Ei bine, aici vreau să stărui, în mod special către confrații mei adresându-mă, ca să îndemn fiecare să aibă mare, să ia atitudine față de aceste familii, să stăruie să le fie alături acestor familii, să formeze virtuțile necesare pentru ca să poată familia să reziste în timp. Părinte, atunci când un cuplu vine, iată, la Sfinția voastră și vă anunță că vor să se cunune, au loc aceste lecții de catehizare, exact, pentru a insufla omului ceea ce urmează să trăiască și de a-l familiariza cu noțiunea de familie și specificul acestora. Aveți școli duminicale, nu știu, serbi duhovnicești și așa mai departe? Exact. Biserica din Lucașăuca, dacă să vorbim strict despre experiența bisericii din Lucașăuca, pe lângă faptul că predă ora de religie în școală, în cadrul căreia mai ales clasele a 7-a, 8-a, 9-a stăruim și vorbim foarte mult despre valoarea familiei și despre importanța familiei, iar în a nouă vorbim și despre rănile familiei, a demarat de o bună perioadă de timp, ca și alte biserici din Moldova, și sper din tot sufletul ca acestea să fie un bun exemplu pentru ceilalți, a demarat cursurile de catehizare a tinerilor înainte de taina Sfintei Cununii. Deci facem câteva întâlniri cu tinerii. Putem cuantifica deja un rezultat? E prematur? Dacă, probabil este prematur pentru a face lucrul acesta, dar niciun tânăr nu primește la Lucașăuca taina Sfintei Cununii, tinerii, până nu primesc aceste cursuri de catehizare, în cadrul căreia, pe lângă faptul că vorbim despre valoarea și importanța și semnificația tainei Sfintei Cununii, le mai vorbim despre familie, despre responsabilitățile pe care le au soțul față de soție, soția față de soț, ambii față de copii care vor fi binecuvântați de Dumnezeu de-a lungul timpului, iar în afară de aceasta, desigur, vorbim și despre rănile care pot să atace familia, pentru că familia, ca cea mai veche instituție, a mai avut sărmana mare a durere de a primi asupra sa toate pietrele care vin din societate, iar în ultima perioadă din timp, din păcate, acestea s-au agravat și s-au schimbat enorm de mult felul în care familia este afectată, nu numai prin idei de familii netradiționale, nu știu dacă putem să le numim familii, probabil e o blasfemie să le numim familii netradiționale, sunt oamenii care calcă flagrant în picioare porunca lui Dumnezeu despre întemeierea unei familii, pe lângă toate acestea, noi vedem deja și rănile contemporane care au apărut. Violența care ia alte forme, migrația peste hotare a unuia dintre soți, și noi știm destul de bine că dacă a migrat unul dintre soți, celălalt este foarte greu și foarte complicat să stea pe picioare, indiferent că e în Moldova sau este peste hotare, și să păstreze acea castitate față de familia sa. Și atunci toate aceste răni nu fac nimic altceva decât să distrugă familiile, ori noi încercăm să preîntâmpinăm acest efect și le vorbim tinerilor despre cum ar trebui să fie viața unui tânăr. Și aici este absolut sigur, sunt absolut sigur că este foarte important ca tinerii noștri să cerce să găsească niște modele sănătoase în societatea noastră. Le avem? Le avem, la sigur că le avem. Să ne uităm la mulți dintre părinții noștri care au reușit să treacă peste toate temperiile timpului, și dacă vorbim despre situația materială, la sigur că la ei era mult mai strașnic și mult mai greu decât este astăzi la noi. Vorbim despre numărul copiilor pe care aceștia nu se temeau să-i nască, să-i crească, să-i educe, să-i formeze, să ajungea la frumoasa conlucrare când frații se învățau unii pe ceilalți. Reciproc. Avem nenumărate exemple și aceste exemple, părerea mea este că noi trebuie să le scoatem în față, să le dăm drept exemplu, dăm de urmat, în mod special pentru tinerile generații care stau în spatele nostru. Domnule Popovici, eu cu riscul, nu știu, de a fi acuzat de către cineva, și îndrăznesc să zic că majoritatea familiilor, atunci când se destramă, invocă un argument.
sau unul din cele mai frecvente argumente este factorul economic. Haideți, v-aș îndemna să medităm poate un pic împreună asupra factorilor ce generează de fapt această stare de lucru, unde apare fisura. Sunt foarte mulți factori care influențează asupra familiei din Republica Moldova. Factorul acesta economico-social este unul din factorii importanți, poate cel mai important, deoarece este foarte greu să întemezi o familie dacă nu există o bază materială decentă pentru funcționare, pentru existența familiei, pentru creșterea copiilor. De aceea foarte mulți tineri nu se grăbesc să se căsătorească. De aceea, în ultimul timp, a apărut un număr destul de mare de copii născuți în afara căsătoriei. De aceea apar și alte probleme despre care a vorbit părintele. În acest context, este nevoie de întreprins la capitolul de îmbunătățire a stării economico-sociale a familiei, este nevoie de întreprins măsuri importante, deoarece, fiind afectată familia, deja noi putem vorbi despre o problemă de siguranță, ce ține de securitatea națională a Republicii Moldova. De aceea se impun măsuri în ceea ce privește crearea noilor locuri de muncă, salarii decente pentru membrii, pentru cetățenii Republicii Moldova. Se impune modificarea cadrului normativ, inclusiv din perspectiva celor menționate mai sus, adoptarea unor noi legi care deja au fost elaborate în cadrul președinției, dar cu părere de rău, actuala majoritate parlamentară nu susține. Noi recent am avut o discuție în cadrul Consiliului Societății Civile cu mai multe personalități marcante din domeniul sănătății din Republica Moldova, care ne-a spus că se impune la etapa actuală și un program urgent în ceea ce privește ocrutirea mamei și a copilului în Republica Moldova, deoarece alarmant crește numărul de maladii care afectează tânăra generație și care deseori face imposibilă nașterea copiilor în țara noastră sau creează premize pentru nașterea unor copii cu deficiențe destul de mari. Adică problema nu este numai că la noi se nasc puțini copii, dar deseori se nasc copii cu diferite afecțiuni determinate de condițiile ecologice, de condițiile sociale în care există părinții. Da. De exemplu, nu pot să-și întrețină o existență decentă, chiar alimentarea sau condiții de trai normal. De aceea se cere aceste programe, un program național de susținere a familiei, un program de susținere a ocrotirea sănătății mamei și copilului și multe alte acțiuni concrete, deoarece dacă va fi o degradare în continuare a familiei din țara noastră, atunci riscăm să pierdem statul Republica Moldova. Iar referitor la componenta aceasta social-economică, da, este una foarte importantă și această componentă, dacă nu va fi îmbunătățită, atunci noi riscăm să pierdem inclusiv acei cetățeni care mai sunt în Republica Moldova. Pentru că unul din factorii importanți a emigrației tinerilor noștri, dar și cetățenilor Republicii Moldova, de ce am spus tineri? Pentru că, conform statisticilor, cei mai mulți care pleacă din Moldova sunt tineri, cu vârsta de până la 35 de ani. Și dacă nu o să facem măsuri concrete de îmbunătățire a condițiilor materiale, atunci vom avea probleme demografice foarte mari. Și în acest context aș vrea să menționez doar câteva date. La etapa actuală, pe parcursul ultimilor ani, noi am pierdut 1 milion de cetățeni. Dacă nu vor Astea sunt datele oficiale. Sigur. Dacă noi nu vom întreprinde la etapa actuală, zilnic noi pierdem câte 100, mai mult de 100 de cetățeni. Dacă nu vom întreprinde măsuri stringente în ceea ce privește îmbunătățirea condițiilor de viață a cetățenilor Republicii Moldova, atunci noi riscăm ca până la sfârșitul, până în anul 2035, adică în timp de 15 ani, noi să mai pierdem încă 1 milion din cetățenii Republicii Moldova. Și riscăm ca Moldova să fie un teritoriu fără moldoveni, fără cetățenii Republicii Moldova. Părinte, vreau să vă acord o întrebare care macină nu doar, aș zice, sociologii, ci pe întreaga societate, pe ansamblu. Cum stimulăm natalitatea? Iată, domnul consilier ne-a dat niște cifre care trebuie să ne pună pe gânduri. 1 milion de concetățeni sunt plecați, astea sunt datele oficiale, ONG-urile zic că chiar este mai mare, este 1 milion și ceva. Sfinția voastră spuneați că atunci când pleacă unul de membre, este atras și al doilea și respectiv copiii.
cum soluționăm problema. În același context, majoritatea, iată, țărilor care participă la acest congres se confruntă și ei cu o problemă a natalității. Nu este doar ceva specific, să înțeleg, pentru țara noastră. Aici sunt mai multe momente asupra cărora trebuie să stăruim și cărora trebuie să le atragem atenție. În primul rând, haideți să fim sinceri și să vorbim despre familia formată dintre un bărbat și o femeie, da, pentru că aici stă marea binecuvântare lui Dumnezeu, creșteți și vă înmulțiți. Dacă noi cercăm să promovăm alte genuri de concubinaj sau alte genuri de viață, scuzați-mă, de acolo copiii nu o să iasă și nu este posibil să fie copii acolo, și atunci este foarte important pentru noi ca să promovăm familia ortodoxă, iar o familie ortodoxă la rândul ei trebuie să aibă mare grijă ca să trăiască după poruncile lui Dumnezeu. Când zic după poruncile lui Dumnezeu, cerc să fac referire la o altă bază de informații, la alte date statistice care ne spun că din anul 1964 și până în anul 2014 în Republica Moldova s-au săvârșit peste 3.600.000 de avorturi. Adică, dacă vreți să poftim, unde mai este încă o Republică Moldova, este băgată în pământ, șcurg grâuri de sânge din spitalele noastre. Sunt date oficiale, sunt date statistice confirmate de către organele de stat. Și atunci, uitați-vă, iată, unde pierdem noi în natalitate. Care este rostul, care este rolul bisericii? Este de a promova valorile general umane și este de a promova ortodoxia așa cum este ea. O altă latură și o altă problemă din punctul nostru de vedere sunt programele educaționale care sunt promovate astăzi în școlile noastre. Noi vorbim despre așa numită educație sexuală sau educație pentru sănătate și alte programe de acest gen care au fost introduse în dezvoltare personală chiar în acest an de studiu, și în modulele date le se vorbește copiilor despre protejare, li se vorbește copiilor despre relații protejate și așa mai departe. În urma relațiilor protejate nu va avea loc înmulțirea neamului omenesc, nici de cum. În loc să le vorbim tinerilor despre castitate până la taina Sfintei Cununii, în loc să vorbim oamenilor despre curățenie, noi învățăm cum să folosească prezervativele sau alte instrumente care duc la scăderea natalității. Noi știm destul de bine că o fată tânără care săvârșește mai întâi păcatul avortului și o omoară, șansele după aceasta ca să dea naștere la copii scad rău de tot. De ce? Pentru că organele sale genitale sunt traumate în urma avortului. Și atunci... Prieten, da. Eu vreau un pic să revenim, iată, la niște date pe care le-ați oferit și dumneavoastră raportate la avort. S-ar părea că există, nu știu, o discrepanță pe de parte, noi, cei din Republica Moldova, zicem în proporție de 90%, nu acum, nu am datele în față, suntem creștini ortodoxi, și pe de altă parte este acest indice destul de alarmant. Exact. Cum se explică? Se explică foarte clar. Noi nu trebuie să uităm timpurile de reapomină, când au încercat să ne-l scoată pe Dumnezeu din sufletele și din viața noastră. Nu trebuie să uităm că Republica Moldova a avut de înfruntat sistemul ateist al secolului trecut, care vrem sau nu vrem să recunoaștem, și au lăsat amprenta. Iar tinerii care cresc astăzi sunt părinții acelor copii care au crescut fără de Dumnezeu și fără de aceste valori. Acum încercăm să revenim, acum încercăm să intrăm în școală, acum încercăm să le vorbim, dar vedem că prin diferite măsuri, diferite strategii, cercăm să fim, se cearcă eliminarea noastră din școală, sau și mai rău, ni s-a spus și noi singură dată, stați vă rog frumos acolo unde stați în biserică, dacă o să ne fie dor de voi, noi o să venim la biserică. Adică cercă l-au exilat în Siberii de gheață, în secolul trecut, pe Hristos, și cearcă să ne-l mai exileze încă o dată, doar strict în pereții bisericii. De aceea și am început astăzi cuvântul meu prin a vă aduce mulțumiri pentru faptul că cercați să ascultați vocea bisericii, cercați să vedeți unde biserica poate fi de folos pentru promovarea adevăratelor valori. Da. Dacă îmi permiteți doar câteva momente, câteva precizări mici, și anume în ceea ce privește sănătate sau productivitate în populației în Republica Moldova, aș vrea să menționez, iarăși din nou conform datelor statistice oficiale, în anul 2017, aproximativ 58% din numărul total al femeilor cu vârsta cuprinsă între 15 și 49 de ani sunt fertile. Doar 58%, respectiv 42%
90% nu au această capacitate. Adică este o problemă foarte mare. Deci, încă o dată, am revenit la ideea despre necesitatea elaborării acestui program național de ocrutire a sănătății mamelor și copiilor în Republica Moldova. Cât privește educația, părintele are perfectă dreptate. Educația este foarte importantă în societatea noastră, educația copiilor, deoarece deja la moment noi constatăm existența unui număr mare de copii în țara noastră care sunt impuși să crească în lipsa părinților sau în familie în care lipsește unul din părinți sau se află în grija rudelor sau buneilor și așa mai departe. De aceea cineva trebuie să ocupe de educația lor și un rol important în educare, fără îndoială, are școala. Dar școala trebuie să bazeze în această educație pe valori adevărate, valori tradiționale, valori care stau la baza societății moldovenești pe parcursul a sute de ani și nu au fost importate acum de cineva care în mod agresiv promovează niște pseudovalori sau idei care nu sunt proprii societății noastre moldovenești. Și în acest context, de asemenea, se impune ca în școli să fie programe, dar își de nou repet, bazate pe aceste valori tradiționale. Cred eu că Congresul care își va începe lucrările mâine, deja și-a atins un scop de sensibilizare a opiniei publice în ceea ce privește problemele familiei în Republica Moldova. Și de asemenea a atras atenția marei majorității a populației din Republica Moldova că ei au dreptul să-și promoveze adevăratele lor valori, valori care intră în contradicție cu unele pseudovalori promovate de o minoritate agresivă, care în mare măsură nu este din Republica Moldova sau este finanțată din exteriorul Republicii Moldova. De aceea, eu cred că Congresul deja își face efectul, iar după finalizarea lucrărilor vor urma și alte activități în ceea ce privește susținerea familiei tradiționale, inclusiv prin educația sănătoasă, în spirit tradițional, în spiritul valorilor adevărate a tinerii generații. Domnule Popov, ce vreau să rămânem în albe, iată, ultimelor teze enunțate de către dumneavoastră, vreau să vă întreb, pe data de 16 septembrie, atunci când se va încheia, de fapt, acest Congres Mondial al Familiilor, vom avea o rezoluție? Vom avea niște recomandări, nu știu, sigur, pentru guvernele țărilor participante, inclusiv pentru țara noastră? Sigur, vor fi mai multe recomandări formulate, vor fi făcute și unele propuneri de modificare a cadrului normativ în ceea ce privește susținerea familiei. Și vreau să spun că pe noi ne bucură faptul că și unele țări din vecinătatea nemijlocită a Republicii Moldova de asemenea conștientizează cât de importantă este susținerea familiei tradiționale sub toate aspectele, inclusiv sub aspectul legal, legislativ. În acest ordine de idei aș vrea să menționez și inițiativa recentă din România de redefinire a articolului din Constituția României în ceea ce privește familie. Am înțeles dacă, că e o problemă, da? Dacă până acum în articolul din 48 din Constituția României se vorbește despre familie care se întemeiază pe căsătorie liber consimțită între soți, o definire destul de vagă, neclară, atunci la inițiativa mai multor organizații obștești din țara vecină, Senatul României, acum două zile, a votat printr-un vot destul de convingător, a votat ca să fie redefinit acest articol și anume în Constituția României să fie menționat că familia se întemeiază pe căsătorie liber consimțită între un bărbat și o femeie. Adică va fi introdusă această definiție tradițională, firească, pentru o societate crescută în spirit inclusiv creștin-ortodox. Da. Și eu sunt sigur că noi vom formula propuneri inclusiv în ceea ce privește programele educaționale, vom formula unele propuneri în ceea ce privește cadrul normativ, propuneri care se încadrează în genere în tendințele mondiale de menținere a familiei tradiționale. Părinte,
un cuvânt cheie în jurul căreia iarăși v-aș îndemna să vă exprimați punctul de vedere este noțiunea de globalizare. Iată, s-ar părea că astăzi suntem victime ale globalizării pe diferite domenii. Iată, cum privește biserica? Mai este familia înțeleasă, nu știu, în sensul clasic al cuvântului, acel fenomen al globalizării despre care pomeneam, ajunge și în localitățile rurale unde astăzi nu mai e o problemă să ai conectare la rețele de socializare și la tot felul de mijloace de informare în masă? Globalizarea este o problemă și este o problemă care va aduce, din păcate, în perspectiva viitorului, în timpul viitor, foarte multe probleme pentru societatea noastră, inclusiv pentru Republica Moldova, pentru că noi, pe locuri de bunăvoie, pe locuri de nevoie, pe locuri nevrând, suntem implicați într-o serie de programe de globalizare care deseori sunt destul de dăunătoare și destul de problematice chiar pentru societățile din care vin aceste idei. Eu vreau să vă dau un simplu exemplu. Noi avem Biblia, care este Cartea Cărților și care este cea mai mare constituție pentru noi, pentru creștini. Știți, este interesant, Biblia n-a fost modificată deloc de-a lungul aproape 2000 de ani și în toată această perioadă de timp Biblia și-a manifestat adevărul său și nu s-a șifonat cu nimic în adevărul de credință pe care le-a promovat. Noi avem legislația modernă, fie în Republica Moldova, fie în țările membre UE și așa mai departe, pe care vedem că o tot modifică și o tot schimbă la fiecare pas și tot revăd anumite valori de fiecare dată. Și vă dau un simplu exemplu în acest sens, Canada, care de curând se cearcă implementarea unei legislații care să legifereze pedofilia. Se încearcă acest lucru, legea a ajuns deja în Parlamentul Canadian, mii de scuze, nu știu cum se numește precis, mi-a scăpat cum se numește precis, se încearcă promovarea acestei legi și noi vedem că sunt niște legi absolut nefirești, absolut incorrecte, absurde, dar pedofilii de acolo spun foarte clar, exact așa cum ați legiferat la timpul dumneavoastră homosexualitatea, exact așa cum ați legiferat transexualii, exact așa cum ne-ați permis să întemeiem familie și să naștem copiii, le-ați permis lor, exact așa o să ne permiteți nouă peste o habă de timp. Noi vedem că noi am ajuns să globalizăm, din păcate, nu valorile, dar non-valorile. Și noi vedem că sunt promovate pe scară largă, nu valorile, ci non-valorile. Ori luăm atitudine astăzi și cercăm împreună cu Congresul Mondial al Familiilor și cu alte organizații care stipulează valorile și promovează valorile în societatea noastră să schimbăm lucrurile sau cel puțin să încercăm să le menținem în Republica Moldova în albia bunului simț sau o să asistăm în curând la moartea atât fizică cât și spirituală a concetățenilor noștri și o să fim trași la judecată de către Bunul nostru Dumnezeu pentru nepăsarea noastră sau pentru faptul că nu am acționat atunci când am putut acționa. Aici aș vrea să fac o mică precizare. Cu siguranță biserica așa are opinia ei în ceea ce privește procesele de globalizare. Noi cu siguranță noi nu ne putem izola de lume. Sunt anumite procese, obiective de interacțiune între diferite civilizații, state, popoare, etc. Moldova nu poate fi izolată și nici nimeni cred că nu timp despre această izolare. Și nici nu vorbim despre aceasta. Dar asta nu înseamnă că noi trebuie să ne dezicem de valorile noastre tradiționale, de acele principii care stau la baza societății noastre, inclusiv familia tradițională. Și eu sunt sigur că noi putem prelua anumite realizări altor popoare ca urmare a acestui proces de globalizare, dar fără a pierde din identitatea noastră culturală, identitatea noastră care ne-a permis să existăm sute de ani. Și în acest context aș vrea să menționez un gând a unui cunoscut de personalități care spunea că dacă noi ne-am fi ținut morțiși de, doar de tradiții, noi n-am fi ieșit din peșteră. Dar dacă noi ne vom dezice de tradiții, atunci riscăm să revenim în peșteră. De aceea noi nu ne izolăm de lume, noi dorim doar să ne menținem acele tradiții, acele valori
care sunt benefice pentru noi, pentru paradigma noastră existențială a moldovenilor și respectiv cu preluarea unor realizări din alte țări ale lumii și drept exemplu ne pot servi de exemplu acești japonești, de exemplu, care fără a se dezice de tradițiile lor, fără a se dezice de valorilor, principiile lor de viață, au preluat și multe lucruri din alte state și de la etapa actuală Japonia este una din cele mai prospere țările din lume. Da, părinte, iată, la acest Congres Mondial al Familiilor participă mai mulți reprezentanți ai clerului, chiar din cabinetul Preafericitului, Patriarh Rus. Vreau să vă întreb, iată, pe de o parte avem și în cadrul Metropoliei Moldovei, avem și în cadrul Patriarhiei un departament care se ocupă tocmai de protejarea și susținerea familiilor. Există o legătură, nu știu, o discuție, dacă vreți, pe marginea acestei probleme și cu alte culte? Împărtășesc ei aceeași îngrijorare? Mie mi-a plăcut că, pe lângă toate lucrurile care, din păcate, da, ne dezbină cu celelalte culte, atunci când este vorba despre familie, avem o unitate desăvârșită care, slavă Domnului, nu poate fi ruptă cu nimic absolut. Voi veni cu câteva exemple. De fiecare dată când au avut loc anumite marșuri prin Chișinău, toate cultele, fie ele neoprotestante sau de care nu ar fi, inclusiv și reprezentanții religiilor din Republica Moldova, au luat atitudine față de aceste mărșăluire a lor și și-au spus cuvântul lor conform textului Sfintei Scripturi. De asemenea, dacă vorbim despre obiectul care a fost cândva scos, eliminat din școală, numit deprinderi de viață, păi atunci a fost una dintre cele mai frumoase conlucrări între ortodox și celelalte culte neoprotestante. De ce zic lucrul acesta? Pentru că mă întorc la Biblie, iar Biblia definește foarte clar familia, ne-l arată pe Mântuitorul Hristos participând la nunta din Cana Galileea și binecuvântând prin cei tineri toate familiile creștine și toate familiile care întemeiază și formează o viață. Și atunci, în ceea ce privește familiile, este o unitate desăvârșită între toate sau marea majoritatea cultelor. Domnilor invitați, mai avem aproximativ un minut în cadrul acestei emisiuni. Domnule Popovici, vreau să vă întreb ce urmează, de fapt, după acest Congres Mondial al Familiilor și, până la urmă, iată, spuneam că avem și reprezentanții Patriarhiei care au un cuvânt, dacă nu greu, destul de consistent pe marginea acestor probleme. Președinția, cel puțin, pentru că astăzi sunteți reprezentantul acestei instituții, care vor fi acțiuni? Cu riscul de a mă repeta, vreau să spun că în Republica Moldova peste 97% a populației sunt adepții bisericii ortodoxe și mai mult ca atât, conform tuturor sondajelor, Biserica Ortodoxă se află în topul instituțiilor în care cetățenii noștri au încredere. Respectiv, eu cred că Biserica are un rol foarte important în ceea ce privește consolidarea societății moldovenești și prosperarea acestei societăți. Cât privește întrebarea dumneavoastră, vreau să menționez că acest Congres a Familiilor, el este un element a unui program vast elaborat de către președinții la inițiativa șefului statului, domnului președinte Igor Dodon, de susținere a societății, a familiei din Republica Moldova, de identificare și de soluționare a problemelor care afectează grav societatea noastră. Și în acest context deja au fost realizate mai multe activități sub aspect, după cum am menționat, științific, legislativ. Cu părere de rău, multe inițiative n-au fost susținute în Parlament la etapa actuală. După Congres, urmează în baza opiniilor care vor fi expuse, în baza soluțiilor care vor fi propuse, vor fi formulate noi inițiative și eu sunt sigur că anul 2019 va fi un an în care vor fi cu siguranță implementate multe inițiative de susținere a familiei. În caz contrar, noi vom falimenta ca societate. Domnule consilier, preacucernice părinte, eu vă mulțumesc pentru prezența în studio și pentru poziția exprimată în cadrul acestei emisiuni. Vă mai aștept și cu alte ocazii în studioul Reflector Analitic. Stimați telespectatori, sunt Vlad Madan, vă mulțumesc pentru atenția de care dați dovadă. Rămâneți alături de noi!